Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou video. Astăzi facem upgrade cu acest SSD lui domnul PS5US. Da? Se poate observa, este unul dintre cele mai rapide SSD-uri de pe piață în momentul de față. De la Samsung este un 980 Pro. Mai rapid ca el este un 990 Pro care am văzut că a apărut de curând pe piață dar nici asta nu este de lepădat, diferența este doar de câteva sute de mega între ele în special la scriere că la citire sunt cam sunt cam la fel scrierea contează foarte mult mai ales la PlayStation 5 trebuie să aveți un SSD rapid pe PCI Express 4 cum mi spune acolo nu pe PCI X3 de fapt X4 nu pe X3 pardon pe X4 nu pe X3 pentru că alea sunt mai lente au undeva la 2000, 2200, maxim 3000 de mega. Ăsta se duce spre 5000 și ceva de mega pe secundă acest ssd -l. O să-l pun fără, fără, radiator, vedem ce se întâmplă. Mulți au spus că, vezi, doamne, trebuie să-i pui neapărat radiator, mă rog, heatsink, cum îi spun ăștia. Dar hai să vedem care este treaba. Trebuie scos căpăcelul ăsta, partea cu unitatea optică. E un pic de muncă aici, trebuie să-l tragi cumva, să împingi, să am reușit un pic mai devreme. Trebuie să tragi un pic de aici, nu știu, e, e o dilemă cu scosul capacului. Trebuie să-l tragi un pic și să împingi sau ceva de genul. Hai să vedem dacă reușesc să-l scot acum. Dacă mai vrea să iasă. Da. Stați așa că nici n-am poziție, din păcate. Ocupă telefonul ăsta aici, toată poziția, Pai că l-am scos, domne! Păi dacă eu vreau să-l scot, îmi rup mâinile și totul scot. Da, cam așa arată. Pam, pam. Ăsta este căpăcelul. Ce vorbești, mă? Trebuie să, trebuie să depui... Trebuie să depui forță. Uite aici s-a zgriat un pic când l-am tras sau când l-am băgat, nu știu exact. Aici trebuie să băgăm SSD-ul. Bun, hai să vedem cum cum e treaba cu SSD-ul. Aș bineînțeles și ventilatorul ca trebuie să se răcească și el cumva. Bun. Hai să ne concentrăm către SSD-ul. Ați văzut că mi-am rupt mâinile pe aici. M-am și lovit un pic, dar ce nu face omul pentru niște like-uri, așa că nu uitați să dați like, că vă sparg, să moară bibi de nu. Șurubebelnița asta nu funcționește. De aceea venim cu un set ceva mai mititel. Stați așa, cum e, mi Pac, pac. Hai să vedem acum. Cu asta trebuie să funcționeze. Stai să fac eu cu stânga ca să vadă mai bine. Și pe cameră ce facem aici, domnule. O să la SSD-l. Un șurub sănătos aici. Care văd că nu s-a desfăcut complet. Că, na, trebuie să-mi strice aici toată, toată distracția. Ok, îl dăm la o parte. Și aici intră SSD-ul. Vedeți dimensiunile 110, 80, 60, 42 și 30. Deci puteți să puneți SSD-uri cam de orice dimensiune există în momentul de față. Noi va trebui să mutăm asta de la 110. Focus, alo, focus. Va trebui să mutăm de la 110 la 80. Toată șmecheria. Așa, îl luăm și pe ăsta de aici, dacă și merge. Trebuie să ai degete de scafandru. Hai că trebuie să ai. Bun, am mutat la 80 distanțierul ăla. Ăsta e șurub bebelu. Focus. Stai să-i să dau eu manual focusul, că văd că pe autofocus nu știu ce are, nu-i convine. Bun. Și acuși va trebui să venim cu SSD-ul. Cu SSD-ul. Să-l introducem, da? Doar într-o singură modalitate poate fi introdus, altfel nu prea ai cum să-l introduci. Îl introducem aici, apăsăm pe el să se înfigă bine aici, în slot și după aia îl coborâm ușurel până aici. O șurubelniță magnetică e cea mai bună soluție. Să vedem dacă ține șurubul, ține șurubul. Pac, pac. Și acum cu, cu un dești îl țin și cu cealaltă mână în șurbebem. Gata. Deci putea să fie și un sistem mult mai mare vedeți până la 110 acceptă. Deci asta e, asta e un lucru bun ce să mai... Orice să se dea găsi pe piață, bineînțeles, este să fie unul rapid, nu contează, cam nu contează dimensiunea, important e să ți iei și ți-ai făcut upgrade. Am văzut că unii pun și de 2 tera, deci poți, dacă vrei să investești în 2 tera. Eu zic că un tera ajunge și cu ce mai are el 800 de giga pe acolo, eu zic că ți ajunge pe bune. Deja uite praf, frate. Deja uite praf pe aici, mă uit cum să ajungi pe aici să, să cureți. Deja uite cât trage, cât trage ventilatorul ăsta, praful cu el, în timpul funcționării. Și acum băgăm asta aici, frumosul. L-am introdus, jap, jap. Șuruboboiul ăsta, bă, cât a are aici. Stați așa. O, și am băgat și șuruboboiul. Și acum hai să vedem cum reușim să băgăm asta. Aute, mă, i-am dat una de... Nu-i mai trebuie nici mâncare, ești bun. I-am dat una de spune tot ce a sub de la masa. Bun, cam aici se termină acest clip. Ați văzut cât de simplu e. Trebuie să fii convingător cu această consolă. E pe bază de bătaie. Dacă nu o bați, nu vrea upgrade. Dacă o bați, se calmează și vrea upgrade. Cam asta a fost upgrade-ul făcut ps 5 varianta cu disc, se poate observa. Cred că și varianta non-disc acceptă upgrade să nu zic prostii, interesați-vă și voi înainte. Și cam ăsta a fost. Dacă ți-a plăcut și a fost util acest clip, nu uita să dai un like, să-l share cu prietenii, să dai și un subscribe ca să nu ratezi astfel de clipuri și neapărat să activezi clonțopelul. V-am pupat, o să vă las link către SSD dacă vă interesează și poate găsești și PS5 pe stock și vă las link și la asta. Cine știe, așa mai m ajuta ajutat și pe mine acolo. Dați un bai și mi intră și mie acolo 80-20 de lei în comision micuț. Ca să mai fac și astfel de clipuri, v-am pupat să mă meargă numai bine și sport la joc.